Stăteam eu zilele astea și mă gândeam cât de sărac sunt și m-am gândit, hai mă, să reacționăm la cele mai scumpe case ale oamenilor bogați. Aia chiar își permit și n-au ce face cu banii și îi aruncă numai vă prostii. Hai să vedem ce case sunt în stare să-și facă oamenii ăștia. Dar în primul și în primul rând reacționăm și la oameni cu case mai obișnuite și începem cu o casă mai lejeră de 100.000 de dolari, o casă obișnuită, nimic special la ea, o casă pe care și-o permite oricine. Casă cu un garaj frumos, cutie poștală, nu prea are cine știe ce pune interior, dar pare destul de ok. O bucătărie micuță, cu o baie, na, e destul de minimalistă, până la urmă e doar 100.000 casa asta, adică e un buget destul de ok pentru o casă, e o casă până la urmă, nu doar un apartament. Și mai ales până în state, până revândută casa asta, e chiar ok, foarte ok prețul ăsta pentru ceea ce oferă. Până la urmă e o casă și ai foarte mult spațiu în ea, față de un apartament cu 2-3 camere. Și eu zic că e destul de ok, nu e rea. Ai și o mică curte, o mică grădină, ceva acolo, e mai ok decât un apartament oricum. Ești mai liber la o casă. Și următoarea este o casă de 250.000 de dolari. Păi și la interior până acum mi se pare destul ok. Pare că e o casă obișnuită și chiar arată destul de bine. Din punctul meu de vedere arată chiar destul de bine. Casa asta e așa aranjată, are și un design destul de interesant. Giveta să nu stric, deci e așa, dar fie. Îmi place că e mobilată, deja nu trebuie să vii tu cu mobila. De mine, cred că deja stă cineva aici la cât de mobilată e. Adică nu cred că așa se vinde, cu sticlele astea de vin aici. Cu detalii, cu tablouri, cu pereți, cu niște plante de-astea, cu niște lustre mai interesante, dar pare să-l ok la banii ăștia. Da, cred că mâine o să-mi cumpăr și eu una. Hai să fim serioși, e fiind o casă de 250.000 de dolari, hai să uite și măcar la o casă de 1.000.000 de dolari. Oh, stai așa că aici e deja altă poveste, ia uite. Mă, uite, joacă ce asta, fântână artificială, ce asta cu palmieri în curte. Mă, uite, joacă casa asta. Mamă, cât de mare e asta. E totuși alt buget, 1.000.000 de dolari. Mișto cum a integrat, mișto cum a făcut trecerea asta de la sufragerie la bucătărie, că nu e niciun perete între ele și o trecere așa mai plăcută între ele. Aici mănânci, stai ca rege la masă, când te plictisești faci și o baie în piscina asta, uite, cu cadă, cu duș, cu tot ce vrei, păi la banii ăștia, uite, și cu pietre în casă, bă, atâtea să scoateți pietrele. Mama, uite aici ce dormitor, mâncați și gura ta. Mai leu. Joacă dormitorul ăsta. Mișto și tabloul ăsta așa deasupra capului aici și cu luminile astea. Bă, da, sincer se vede că e alt buget deja la casa asta. Dar acum hai să vedem o casă de 3.000.000 de dolari. O casă pe care și-o primit oricine până la urmă. Uite, pe ăștia au teren de tenis, de fotbal, de ce vrei tu aici, cu piscină, cu port, treci oceanul până să intri în casă. Când te vrei să ajungi la mare, deschizi două uși și ajungi la mare. Mamă, cât de mare e casa asta. Și câte detalii, mă, cum se joacă bucătăria asta, cât de mare e. Sunt mai scumpe lemnele din sobă decât calculatorul pe care l-am acum. Bă, ce fac bă ăștia cu atâtea vin? Câte are și cinematograf în casă? Ce bă geamul ăsta aici? Îți luminează drumul spre viitor. Ce asta? Ăsta ce e bă locul unde descoperi stelele? Ce asta? Nu e de la de vezi stelele cu el sau ce? Mă, uite cât de mare casa asta și e luată din filme. Hai să fim serioși acum, degeaba ai casă dacă n-ai o casă pe apă, adică hai să fim serioși, dacă nu te deplasezi oriunde vrei cu casa ta, e degeaba, degeaba ai casă. Deci mai ai casă, ca să stai într-un singur loc, trebuie să ai una de asta să te plimbi unde vrei cu ea. Mă, eu stau și mă gândesc cum au făcut casa asta să meargă pe apă. Adică bine, bine, înțeleg că o barcă o fac să meargă pe apă. Bă, da, o casă, două în doamne, așa de treabă, cum să faci o casă să meargă pe apă? Știam că definiția unei case este să stea într-un singur loc, nu să te plimbi cu casa. Apropo, asta e casa de 5,5 milioane de dolari. Și o permit oricine până la urmă, adică cine nu-și permit o casă de 5 milioane jumate. Deci am spart cu ușile astea. Uite, navigație la casă. Asta chiar că e casă pe roți. Bine, nu pe roți, dar pe apă.
Când te plictisești, îți musc casa. Bă, de asta e casa sau ea. Mai departe avem decât palatul ăsta de 100 de milioane de dolari, adică pentru oamenii aia, cu capital adevărat, nu despre ce, despre ce discutăm aici, adică despre case care e măcar o poză cu casa asta, nu ne-am permite să ne cumpărăm. Un adevărat palat, ce să mai joacă casa asta, mâncați și gura ta, Doamne. Bă, te pierzi în ea, ești nebun. Păi uite câte camere au arătat până acum, nu mai ți... Ai și bucătar personal, păi la bani ăștia crezi și eu ești nebun. Scuzați-mă pe mine, ce nu ai la bani ăștia? Și Dumnezeu, am crezut că sunt, am crezut că e... sunt capetele unele, unor persoane, chestii, că... scaunele astea, așa, am crezut că e păr ăsta. Am crezut că stătea cineva, se uita așa la televizor. Oh, n-am mai avut țăranul scaunele astea, așa. Păr de ăsta uman pe ele. N-am mai văzut țăranul. La țăranul ai acolo avea doar stea pe butuș de lemn țăranul. Ia uite, mâncați și gura ta. Bă, ce-i ăsta? Palat. Deci m-am pierdut în poze. Dacă mai lăsa într-o casă asta, eu m-aș pierde în ea. La modul cel mai serios, eu m-aș pierde în ea. E turnat ăsta aici. Cum l-a pus așa? Mâncați și gura. Ăla e televizorul? Lux, tatăl, în adevăratul sens al cuvântului. Dacă lași o persoană într-un capăt al casei și cealaltă în celălalt capăt al casei, nu o să găsească niciodată unul pe altul. Ia uite, băi, și de la ce au, bă, toți oamenii ăștia de, au camere numai pentru vin? Bineînțeles, un cinema, adică ne respectăm. Cum era o casă de 100 de milioane de dolari fără cinema? Păi ce e aia? Uite ce cinema, mâncați și curata. Piscina aici, cu încălzire, cu scaune, cu încălzire în volan, case subacvatice, cu mese RGB, cu și asta parcarea. Parcarea, cred că e. Aute, poți să bagi aici un basket cu prietenii atunci când te plictisești. Bagi un basket, frumos. Dacă când te-ai săturat de basket, te mai uiți așa pe la... Nu știu ce să zic, că e asta. Ai bazină asta de not cred. Abar n-am. Aici design abstract, ce e asta? Asta e masă pentru dentiști, ce e asta? A, nu, aici se face masaj. Aici nu știu ce e, aici iar cu piscina asta cu încălzire în scaune. Viață, tată, viață să trăiești așa, ești nebun. Într-o piscină de asta așa cu încălzire în scaune. Da, un adevărat palat. Nu știu, dacă, pe mine dacă m-ai lăsa aici și încă o persoană ar sta aici, eu nu, n-aș găsi niciodată persoana asta în capătul ăla altul și nici ea pe mine. Păi uite cât de mare e chestia asta. Ești nebun la cap. E gigantică. Bun, cam atât a fost cu clipul ăsta. Sper că nu v-am făcut să vă simțiți la fel de sărași cum am zis și eu. Eu vă las cu Bambolei do. Bambolei do! Bamboleira! Și când mor, am valoare, fac sicriu la buzunare! Ce faci, mă? Sicriu la buzunare? Nu, mă, melodia ce e? Muzică! Păi aici cântăm Bamboleiro! A, scuză-mă! Hai de la început! Hai! 2, 3 și 4, 5, 6...